Medalia jubilară cu ocazia aniversării a 20-a Armatei Naționale va fi înmânată tuturor militarilor care au obținut realizări în activitatea lor. Înmânând medalia șefului interimar al statului, Vitalie Marinuț a subliniat că forțele armate au început să marcheze ziua profesională pe 27 august, când a avut loc parada militară consacrată aniversării a 20-a independenței Republicii. Domnului președinte, i s-a acordat pentru acceptarea propunerii Ministerului Apărării de a avea această paradă militară, pentru emiterea decretului, de asemenea pentru susținerea pe parcursul exercitării funcției de președinte interimar al Republicii Moldova și a Comandantului Suprem. Pentru mine mai important este ca în această zi, ziua când în scurt timp vom marca 20 de ani de la formarea Armatei Naționale, în calitatea de Comandant Suprem a Forțelor Armate, să fiu alături de armată, să-i felicit și să pun în evidență acele merite pe care le-au avut și le au generalii, ofițerii și subofițerii Armatei Naționale. Astăzi au fost decorați 32 de militari din Armata Națională. Printre ei se numără și comandantul companiei 142 de pază, locotenent colonelul Mudrenco. În opinia lui, Ordinul Credință Patriei, clasa a treia, este o distincție a efectivului pe care îl conduce. Благодаря моим сослуживцам, наверное, моему колективу военному городку. Datorită colegilor mei, probabil colectivului orașelului militar, am fost decorat cu Ordinul Credință Patriei de clasa a treia. Pentru mine, în calitate de ofițer, este o onoare și mă mândresc cu aceasta. Razum. Я очень горжусь этим, что меня оценили. Un grup numeros de militari a fost distins cu medalia Meritul Militar. O asemenea medalie a primit și o femeie care își face de circa 18 ani serviciul în Armata Națională. Dânsa a parcurs calea de la locotenent până la locotenent colonel, inclusiv în serviciul în Brigada de Infanterie Motorizată, Academia Militară și chiar în misiunea de menținere a păcii ONU din Liberia. Slujiți în armie interesant, slujiți în armie prietenă. Este interesant să-ți faci serviciul militar. Sunt îndrăgostită de profesia mea mai mult decât atunci când am fost încorporată. Și asta deoarece au devenit mai interesante și democratice țara, societatea și s-a schimbat și serviciul militar. În ultimul un an și jumătate, locotenent colonelul Scripovski este responsabil de înrolarea tinerilor în Armata Națională în orașul Bălți. Într-adevăr, este interesant, deoarece întâlnești foarte multă lume, te ciocnești de problemele lor despre care nu știi nimic. Lucrezi foarte mult cu părinții, cu recruții, cu profesorii, cu prietenii și ai cu totul alte opinii. De aceea este interesant să lucrezi cu cei care urmează să fie înrolați în forțele armate. Evgeni Mankovski, Vlad Coroban, pentru Cotidian.